Salut! Vreau să vă arăt doi pui de piersic. Acesta este piersic plat, care se află în anul 2 de la plantare. Observăm că deja au făcut fructe și vreau obligatoriu să le rărăresc. Pentru că pomii sunt foarte mici, au o înălțime de sub 1,50 m. Deci undeva la 1,30 m și nu pot duce cu succes aceste fructe. Din nefericire, rodul timpuriu duce la epuizarea pomului fructifer și este nevoie să înlăturăm o parte din aceste minunate fructe pentru ca în felul acesta să ușurăm sarcina pomului, să-l lăsăm să crească, pentru că el este în perioada de creștere și avem nevoie în această etapă de creșteri anuale puternice, nu de fructe. Fructele sunt minunate, dar stopează creșterea și epuizează resursele biologice ale pomului. Așa că, cu toată tristețea aferentă, dau jos o parte din aceste piersici plate, las doar puține, doar pentru a vedea la finalul anului ce gust au aceste fructe. Este trist, dar este o operațiune necesară pentru că ne interesează viabilitatea pomului pe termen lung și nu doar câteva fructe în primii ani de la plantare. După cum vedeți, pomișorul este în dezvoltare, a făcut și fructe, mă bucur foarte mult, dar sunt nevoit să le înlătur. Aici avem un piersic clasic, nu-i mai știu numele, ambii pomi sunt luați la Institutul de Pomicultură Mărăcineni, iar aici întâmpin o altă fenomen. Polinizarea a fost dublă, avem fructe gemene, foarte multe și foarte dese. Așa că sunt obligat, forțat, să înlătur jumătate din aceste fructe. Pentru că nici acestea nu se vor putea dezvolta normal. Pomul este prea mic să le poată hrăni și să le ducă la bun sfârșit. În plus, aglomerarea de fructe duce la dezvoltarea fungilor în acel spațiu foarte mic, pentru că de multe ori substanțele de tratament nu pătrund bine între fructe. Se opresc pe frunze. Și aici, înlătur cu tristețe, jumătate din aceste fructe, pentru că vreau ca și acest pomișor, acest piersic, să crească în această perioadă, să își dezvolte coroana, să își dezvolte rădăcinile, să fie viabil pe termen lung. Nu caut ca în primii ani să obțin o densitate mare de fructe. Este o operațiune tristă, dar necesară, dați jos din fructe ca să vă păstrați pomii sănătoși. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!